Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Continuăm studiul biblic referitor la faptele firii pământești. Două dintre ele sunt foarte înrudite și se completează în sens negativ una pe cealaltă. Este vorba de dezbinări și certuri de partide. Le găsim scrise în lista din Galateni, capitolul 5, versetul 20. Prima dintre ele, dezbinările, termenul grecesc dicostasia. Alte traduceri l-au tradus prin răzvrătire, disensiune, facțiune și ar însemna introducerea de învățături amăgitoare care nu se sprijină pe cuvânt. Cel de-al doilea termen, hairesis, pentru certurile de partide, alte traduceri erezii, spirit de partidă, sectă și ar însemna divizarea în interiorul adunării în grupuri egoiste ce distrug unitatea. Deci, ambele le-am putea spune pe scurt, o stare de divizare prin care Satan vrea să distrugă unitatea bisericii. Haideți să analizăm în prezentarea lor formele sub care se manifestă aceste două fapte ale firii și efectele prin o prisma rezultatelor lor. În o primă fază de manifestare a lor, avem de face cu răspândirea unor învățături false, parte din ele cu scopul unui câștig, mărșa, bineînțeles, și scrie despre acesta Pavel la Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 30. Știu bine, spune el, că după plecarea mea se vor vârâ între voi lup răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. Deci acești lupi despre care Dumnezeu spunea în Ioan 10 că lupul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească, se vor ridica din sânul bisericii, vor trage pe ucenici de partea lor cu erezii nimicitoare, cu acel lucru despre care Petru scria în a doua epistolă, capitolul 2, versetul 1, astfel: între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare și se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. O biserică măcimată de împărțiri, de fel și fel de grupuri, este vorbită de rău, spune Petru, și duce la distrugere atât înăuntru cât și în afară. Tot în această privință mai citim și Filipeni, capitolul 1, versetul 15, unde Pavel ne spune că și chiar amvonul este folosit de către unii în a-și răspândi învățătorul lor de dezbinare, de partidă. Unii este adevărat propovedesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă. Mai amintim, adăugând Roman 16 cu 18, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pânteciului lor. Și prin vorbiri dulci și amăgitoare, aici sunt oamenii duși în eroare, dulci și amăgitoare, ei înșeală inimile celor lesnicrezători. Atunci când cineva propovedește, fie de la amvon, fie într-un cadru restrâns, fie umble prin familii, cu anumite învățături care se vor a fi mai dulci, trebuie să ne uităm dacă nu cumva el urmărește un interes prin aceasta și trebuie foarte bine văzut dacă ideile sunt bune, dacă scopul este bun, dacă este pentru unitate, dacă este pentru neprihănire, că de cele mai multe ori se constată că nu de dragul altora, ci unii de dragul lor, de dragul unui câștig, de dragul unei împărțeli de a fi ceva, răspundesc cu unii asemenea învățături. O a doua formă sub care se manifestă sunt nemulțumirile, proteste, boicotări chiar. Citim în Iuda, versetul 19, ei sunt aceia, care ei? Nemulțumitorii, cârtitorii. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftilor firii care n-au Duhul. Oamenii nemulțumiți în nemulțumirea lor vor încerca să dezbine pe ceilalți și să-și facă o altă tabără, o altă partidă, chiar o altă adunare. De asemenea, Iacov, capitolul 4, versetul 1, menționează pe această linie: de unde vin luptele și certurile între voi? Oare nu din poftele voastre? Deci, poftind, dorind, ajungem la aceste certuri, la aceste lupte între noi și mai amintim Numeri, capitolul 16, acolo unde
în acea răzvrătire a lui Core Datan și Abiram, când au fost invitați să se suie la cort, să vină în față, citim versul 12, Moise a trimis să chemem pe Datan și pe Abiram, fiul lui Eliab, dar ei au zis, nu ne suim. Aceste forme de protest, nu mergem la amvon, nu facem slujbă, nu mai mergem la adunare, sunt tot o manifestare a acestor duhuri de dezbinare, acestor duhuri de certuri de partide. O altă formă, exploatarea greșelilor, lipsa îngăduinței, dar de fapt lipsa dragostei duce și accentuează aceste fapte negative. Deschideți la Cartea Proverbelor, capitolul 16, versetul 28, partea a doua. Pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Atunci când folosim astfel de intrigi, când pârâm, când nu păstrăm o anumită taină, suntem pasibili de a crea nu doar disensiuni, ci chiar despărțiri, dezbinări. Și capitolul 17, versetul 9, cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Dacă nu ne îngăduim, dacă valorificăm în sens negativ orice greșeală, orice abatere, atunci sigur că ar trebui să fim împărțiți tot timpul, dar Biblia ne învață să trăim în a ne îngădui unii pe alții, în a ne accepta. Dacă nimeni n-ar fi greșit niciodată, spune cartea Eclesiastului, nu lua nici tu seamă la toate vorbele care se spun, adu-ți aminte, știu de câte ori poate te-ai scăpat și ai vorbit în dreptul altora. O altă formă, sau chiar și o altă cauză, am putea o numi acestor certuri de partide, sunt luptele pentru putere, luptele pentru scaune. Tot în Proverbe, capitolul 28, versetul 2, citim, când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi. Atunci când doi oameni vor același post, sigur că ei vor rivaliza între ei, vor încerca să-și facă campanie electorală, să aducă în față fiecare avantajele care le-ar favoriza poporul în caz că ar ajunge. Cunoașteți dumneavoastră aceasta din luptele politice. Și în 1 Samuel, capitolul 18, vedem foarte clar la Saul această situație. Atunci când după victoria împotriva lui Goliat, femeile au cântat doar pe drept. În versetul 7, 1 Samuel 18 cu 7, Saul a bătut miile lui, dar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis, lui David dau 10.000 și mie îmi dau numai mii, nu-i mai lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea Saul a privit cu ochii răi pe David. S-au dezbinat între ei, la gândul să nu ia scaunul lui. Oricum, Dumnezeu l-a luat de la Saul și l-a dat lui David. Am putea nota faptul că există situații când Dumnezeu, ca urmare a unor stări de fapte negative, păcătoase, între oameni răi, Dumnezeu pune un duh, sau mai bine zis, trimite sau lasă un duh de dezbinare între oameni. Deschideți la cartea profetului Zaharia, în capitolul 8, versetul 10, citim, 912 pagina în Sfânta Scriptură, căci înainte de aceste zile nu era răsplată nici pentru lucrul omului, nici pentru vite. Cei ce intrau și ieșeau n-aveau nici ei pace din pricina vrăjmașului. Și anume ne spune de ce era așa. Și eu dezbinam pe toți oamenii unii împotriva altora. Este situația când cei răi, dacă ar fi uniți, ar face mult mai mult rău. Și atunci Dumnezeu îi dezbină să le spargă tabăra. Amintiți-vă acele atâtea bătălii din Vechiul Testament când erau adunați împotriva Israelului și fără să facă Israel nimic. Dumnezeu îi punea să-și întoarcă sabia unii împotriva altora și se nimiceau singuri. Sunt duhuri de dezbinare trimise de Dumnezeu pentru a nimici uneori taberele vrăjmașe. Și am putea scoate chiar o regulă de aici, atunci când niște oameni, fie mai puțini, fie mai mulți, cum ar fi o armată, se unesc pentru niște scopuri rele și stabilesc niște clauze, niște condiții între ei, să împartă prada, Dumnezeu s-ar putea să le strice mintea unora dintre ei, cum a făcut și la turnul Babel, dacă vreți, și le poate nimici planul, chiar prin a-i dezbina. De la Dumnezeu vine acel duh, dar bineînțeles este un duh demonic, după cum duhul de minciună și celelalte trimise Dumnezeu în cazul lui Mica, Ahab sau alte situații, pentru că diavolului îi face plăcere să acționeze și să nu uităm că Dumnezeu este deasupra diavolului și poate porunci
O apă nu trebuie decât să iei stăvilarul și va curge. Unui duh rău nu trebuie Dumnezeu decât să ia oprirea din cale, așa cum citim în Tesaloniceni. Taina fără de lege, deci funcționează de la sine, trebuie doar ca Dumnezeu să ia ceea ce este în cale, ceea ce oprește. La fel este în cazul tuturor duhurilor demonice. Ele oricând ar acționa, ele nu se obosesc. Rămâne doar când Dumnezeu le ia stăbilarul sau îl pune, oprindu-i să facă o anumită lucrare. Ca și în cazul lui Iov, până aici acționezi, dar de aici încolo nu-ți dau voie să te atingi. Haideți să vedem care sunt efectele, care sunt urmările, rezultatele acestor stări de fapte. Atunci când deschideți la Matei 12, când există dezbinare, spunea Domnul Iisus, fie că este vorba de o împărăție, fie că este vorba de o cetate, fie că este vorba de o casă, rezultatul este același. Matei 12, cu 25 și 26. Iisus, care cunoștea gândurile, le-a zis, orice, deci nu există abatere, orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită. Și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă satana scoate afară pe satana, este dezbinat. Deci cum poate dăinui împărăția lui? Atunci când există dezbinare, rezultatul este nimicirea, distrugerea tuturor părților. Nu doar una din părți. Se nimicesc unii pe alții. Și am putea adăuga Psalmul 37, versetul 38. Dar cei răzvrătiți sunt nimiciți cu toții. Sămânța celor răi este prăpădită. O împărăție, o biserică dezbinată împotriva ei însăși, nu poate să-i denuiască. Am văzut biserici care s-au împărțit și trist este când uneori nicio tabără nu este cu Dumnezeu, doar se luptă crezând că sunt cu Dumnezeu și au fost nimicite și o parte și cealaltă, ducând la distrugere. Un al doilea efect, stările acestea de divizare, grupurile care acceptă o singură idee, un singur curent și de multe ori acela este greșit, când nu se acceptă dialog, nu se acceptă întâlniri, produc, am putea spune, tot felul de fapte rele. Niște stări de tensiune, niște surmenaje, un teren propice pentru creșterea și dezvoltarea oricărui păcat. Să citim în această privință în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 20. Pavel se temea să nu găsească o asemenea stare de fapt în Corint, acolo unde erau dezbinați. Fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însă să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc. Și auziți dezbinările acestea ce comportă. Gâlceavă, pismă, mânii, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. O stare în care, dacă te duci la biserică, poate ați fost prin biserici dezbinate, programul nu-i program, nu te poți bucura, slujba nu funcționează. Dacă te duci într-o familie, depinde din ce tabără este, se discută pe seama celelalte. O stare efectiv de murdărie, de stricăciune. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, tot Apostolul Pavel menționa, în numele Domnului Iisus, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește neorânduială. Este un cuvânt care caracterizează această stare de dezbinare. Amintiți-vă, după Revoluție în țară la noi, până s-au stabilizat lucrurile și nici acum încă nu s-au pus la locul lor și în ordine de tot, după o stare de dezbinare, este ca și când ai răvășit toată casa și nu mai știi unde este locul vreunui lucru. Și nu după învățăturile pe care le-ați primit. Și mai citim aici versetul 12. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vă-l și să n-aveți niciun fel de legătură cu el. Vom vedea noi puțin mai târziu că datorită efectelor destructive care rezultă din aceste dezbinări, sunt situații în care trebuie să protejezi ceea ce mai rămâne, punând chiar deoparte. Iuda 19. Recitim iarăși, pentru un alt aspect. Ei sunt acei care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftilor firii care n-au Duhul. Atunci când sunt dezbinări, oamenii sunt firești și mai mult de atât, chiar dacă au fost duhovnicești odată, în dezbinare omul trebuie să manifeste în firea lui păcătoasă. Și oamenii devin din ce în ce mai firești, chiar dacă au început în Duhul. Sunt manifestări ale firii, nu ale Duhului. Duhul este unul
și are menirea să ține biserica într-o strictă unitate. Amintiți-vă când scrie în Pavel despre roadele Duhului, dar toate acele le face același Duh, ori făcându-le același Duh, le va canaliza într-o singură direcție, într-un unic și bine precizat scop. Dar acolo unde intervine firea, fiecare, așa cum spune Isaia 53, aleargă în drumul lui și își vede de problemele lui, separată una de cealaltă. Ultim efect și, de fapt, pedeapsa pentru dezbinări este pedeapsa veșnică. Deschidem la Galateni, capitolul 5, versetul 20. Dezbinările, certurile de partide și versul 21 conchide. Vă spun mai dinainte, cum am mai și spus, că cei ce fac astfel de lucru nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Este un lucru logic și bine precizat. Dacă Satan a dezbinat împărăția lui Dumnezeu din ceruri, luând o parte din îngeri după el, producând o răscoală, ce a făcut Dumnezeu cu el? L-a exclus din împărăția sa. Dacă noi vom face același lucru în biserică, vom sfârși prin a fi excluși, prin a nu ne fi dat dreptul să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu în ceruri nu are nevoie de revoluționari care vor să schimbe totul. Atunci când este vorba de rău, putem revoluționa viața noastră în primul rând, dar când este vorba de biserică, trebuie să funcționăm cu atenție. Vom trece direct la exemplele biblice, pentru că avem două feluri de exemple. Mai întâi, dezbinările între oameni răi, care nu pot să locuiască împreună cu binele și se separă de bine. Deschideți la Numeri, capitolul 16, avem acea dezbinare produsă de Core și ceata lui. Să urmărim puțin ce caracteristici a avut aceasta. 16:2. S-au răsculat împotriva lui Moise, împreună cu 250 de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării. Acum noi care cunoaștem în urmă că Moise și Aron au fost oamenii lui Dumnezeu, care au dus atât greu cu acel popor încăpățânat, care a trebuit educat de la probleme civile, la probleme sanitare, la probleme spirituale, au luat niște sclavi să se ducă într-o țară liberă. Câtă muncă au avut ei în pustie 40 de ani. Și totuși au reușit Core și ceilalți doi să inducă în eroare 250 de căpetenii și să le facă să creadă ce spuneau. Ei au adunat împotriva lui Moise și Aron și au zis: destul că-și toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor, pentru ce vă ridicați voi mai pe sus de adunarea Domnului? Acum noi care știm în urmă ce duh era peste Core, Datan și Abiram, ei ce spuneau? Noi suntem sub influența lui Dumnezeu, spuneau ei. Nu doar aceștia sunt oameni lui Dumnezeu, și noi suntem. Și citim mai târziu în versetul 8, Moise a zis lui Core: ascultați dar copiii lui Levi, prea puțin lucru este oare pentru voi că Dumnezeul lui Israel v-a ales din toată adunarea, lăsându-vă să vă apropiați de el și să fiți întrebuințați la slujba cortului Domnului și să vă împățișați înaintea adunării ca să-i slujiți? V-a lăsat să vă apropiați de el, pe tine și pe toți frații tăi, pe copiii lui Levi, și acum mai voiți și preoția? Atunci când un om este marcat de setea de putere, nu este mulțumit cu un post anume. Amintiți-vă ce cumul de funcții avea familia Ceaușescu pe vremea trecută. Și aceste lucruri ne se întâmplă și în biserică. Ca și mai zice cineva, nu este mulțumit că conduce cântări, nu este mulțumit că este diacon sau presbiter, vrea ceva tot mai sus și tot mai mult. De aceea tu aduni ceata aceasta împotriva Domnului. Și-au spus, boicotând întâlnirea, nu ne suim. Au vrut în forță să facă ceva. Au vrut în forță să schimbe lucrurile. Imaginați-vă că ar fi reușit să le schimbe, cum a reușit Absalom mai târziu. Ce rezultate ar fi fost? Dumnezeu ar fi abandonat imediat și finalul care ar fi fost? Ar fi murit în pustie, ar fi rămas doar vreo rămășiță dintre ei, cineva care ar fi fost nevinovat și Domnul din ei și-ar fi ridicat o altă seminție ca să nască pe Mesia. Și spuneau ei, comentând, începând cu 13, n-ajungi că ne-a scos dintr-o țară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustie? Vrei dar să mai și stăpânești peste noi? Ce bine ne-ai mai dus într-o țară unde curge lapte și miere și ce ne-ai mai dat în stăpânire ogoare și vii, crezi că poți să iei ochii oamenilor? Nu ne suim! Dar Moise și Aron le-au de vină că cele 10 iscoade au înmuiat inima poporului. Moise a mâniat foarte tare și a zis, nu căuta la radarul lor, căci nu le-am luat niciun măgar și n-am făcut rău niciunia dintre ei. Și Dumnezeu a adeverit aceasta. Mai târziu, versul 23, Domnul a vorbit lui Moise și a zis,
vorbește adunării și spune: dați-vă la o parte, din preajma locuinței lui Core, Datan și Abiram. Moise s-a sculat, s-a dus la Datan și Abiram și bătrânul Israel au mers după ei. A vorbit întregi adunări și a zis: depărtați-vă de cortul acestor oameni, nu vă atingi de nimic din ce este a lor, ca să nu pieriți odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor. Frați și surori, poate că vremea va trece și veți fi tentați cândva, veți fi abordați de oameni cu astfel de duhuri, care încearcă să vă adune lângă ei, să se răzvrătească împotriva Domnului, împotriva celor ce conduc. Fiți atenți atunci când Dumnezeu vă șoptește: depărtați-vă de corturile lor, nu vă atingeți de nimic din ce este a lor, de ideile lor, chiar de darurile lor cu care unii câștigă pe alții, ca să nu muriți împreună cu ei în pedepsirea lor. Cei 250 poate n-au fost atât de vinovați. Ei nu au vrut neapărat să ocupe un loc de frunte, dar l-au crezut pe Core. Și care a fost sfârșitul lor? Au murit împreună cu Core, pentru că s-au lăsat duși în eroare de aceștia. Dacă Biblia nu ne dă voie să ne răzvrătim nici măcar împotriva autorității pământești, cu atât mai mult nu ne îndeamnă să ne răzvrătim împotriva autorității din biserică. Dumnezeu, când vrea să schimbe un lucru, ne poate da puterea chiar prin noi, dacă vrea să-l schimbe, dar nu folosind mijloace firești, nu folosind arme pe care lumea le folosește în a răsturna o ordine de idei sau o ierarhie. Versetul 45. Când s-a răzvrătit din nou toată adunarea, Domnul a zis lui Moise: dați-vă la o parte din mijlocul acestei adunări și voi topi într-o clipă. Ei au căzut cu fețele la pământ. Ce am vrea, dându-ne la o parte de lângă acești oameni, ca să nu îi însoțim în răzvrătirea lor? Dacă avem puterea, ca și Moise și Aaron, să mijlocim pentru ei, să nu se piardă, să o facem. Spune Biblia în Galateni: dacă vreunul cade în vreo greșeală, voi, dacă puteți, să-l ajutați, dar vezi să nu fii ispitit și tu. Dacă poți să-l trezești pe cineva, este bine să o faci. Dar uite-te mai întâi la puterea care o ai. Dacă nu, cumva el are o putere de convingere mai mare decât tine, atunci lasă-l în pace. Depărtează-te și vezi de problemele tale. Dacă, de exemplu, te afli într-o stare mai critică, aici ai niște probleme spirituale, nu te amesteca. Nici să-l asculți, nici să-l îndrepți. Vezi-ți de problemele tale. Dar dacă spiritual dispui de o anumită putere din partea Domnului, încearcă să stai înaintea Domnului pentru cei în cauză și să încerci să-i îndrepți pe calea cea bună. O altă situație de spinare, judecător 9:23. Știți că după moartea lui Gedeon, Abimelec, fiul lui, a omorât pe toți 68 frați ai săi, scăpând doar Iotam fugind. Și el a coalizat cu locuitorii Sihemului și pe nedreptate a ajuns să fie judecător în Israel. După ce stăpânise 3 ani, atunci Dumnezeu, 9:23, a trimis un duh rău, ceea ce vă citeam din Zaharia. A trimis un duh rău între Abimelec și locuitorii Sihemului, și locuitorii Sihemului au fost necredincioși lui Abimelec. Dumnezeu i-a suportat 3 ani, dar după 3 ani a trimis un duh de dezbinare între ei și s-au nimicit unii pe alții. Un alt exemplu, 1 Împărați 12:24, când s-au dezbinat 10 seminții sub Ieroboam, lăsând cu capitala Ierusalim doar 2 seminții fiului Solomon, Roboam. 1 Împărați 12:24. Așa vorbește Domnul: nu vă suiți și nu faceți război împotriva fraților voștri, copiii lui Israel. Fiecare de voi se întoarcă acasă, căci de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Și s-au întors acasă după cuvântul Domnului. Au fost dezbinați de un duh trimis de Dumnezeu. Sunt situații, dezbinări, la care nu trebuie să încerci să faci pace. Că Dumnezeu nu te sprijinește. Lasă-le așa. Sunt oameni răi și unii, răi și alții, și atunci este mai bine să fie împărțiți în tabere mai mici decât să fie împreună. Ceea ce a urmat mai târziu ne dovedește că a fost bună această împărțire. Având în vedere că 10 seminții au fost stricate, ce ar fi însemnat un vot democratic, 10 seminții întotdeauna ar fi fost o majoritate față de cele două, în cele 10 seminții n-a fost niciun împărat bun, dar la cele 2 seminții, din când în când, un Asa, un Iosafat, un Iosia, un Ezechia, au fost împărați buni. Și atunci a fost bună această despărțire. Bună în ce context? Bună pentru că ei erau răi, dar dacă ei ar fi fost buni, Dumnezeu n-ar fi trimis acest duh de dezbinare între ei. Un alt exemplu, 1 Împărați 16:21, cele 10 seminții au avut și ele un moment de dezbinare între ele, vrând să aleagă pe unul dintre doi urmași ai lui Zimri.
Atunci poporul Israel s-a despărțit în două, s-a dezbinat. Jumătate din popor voia să facă împărat pe Tibni, fiul lui Ginat, și jumătate era pentru Omri. Și niciunul din aceștia nu era al Domnului. Atât de trist uneori când oamenii se bat și fiecare din tabere susține câte o poziție greșită. Doamne, păzește-ne de așa ceva. În astfel de situații, dacă nu e un alt candidat, mai bine să ne abținem de la vot. Amin. Un alt exemplu. În Noul Testament, de data aceasta, existau acele partide religioase. Ne apropiem puțin de situația noastră actuală. În timpul Domnului Iisus existau dezbinările date de partida din care făcea parte fiecare. Citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, versetul 43, că pe marginea învățăturii Domnului Iisus, după ce îl ascultau noroadele, se dezbinau între ele. Ca și cum ai asculta o predică și dacă în sală unul este baptist, altul este penticostal, vor discuta în contradictoriu, în funcție de cum a vorbit predicatorul. 7:43. S-a făcut dezbinare în norod din pricina lui. Din ce pricină? Versetul 42. Nu ce Scriptura, Hristos are să vină din semința lui David și din Betleem, unde era David? Hristos era deja venit. Care era treaba lor mai bună la acea oră? Mai bună era să-i se închine, să-l asculte. Dar ei s-au dezbinat că diavolul așa face. Tot în Ioan 9:16, iarăși erau dezbinați, atunci unii din farisei au început să zică: omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau: cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Aceste discuții, aceste teme teologice, cu sâmbătă, fără sâmbătă, într-un fel sau altul, produc dezbinări și partide. Dar ce-i trist? Că nu aceasta ar fi datoria unora. Biblia spune, când vorbește Pavel Romani 14 de îngăduința creștină: cine ține zi pentru Domnul, îngăduiți-vă unii pe alții și mai degrabă slujiți Domnului și căutați să faceți nimic care ar fi o pricină de poticnire, de jignire pentru un alt frate. Și în 10:19, după ce Domnul a spus că își dă viața de bunăvoie și o ia iarăși, nu este o silă, din pricina acestor cuvinte iarăși s-a făcut dezbinare între iudei. Atunci când ești marcat de un spirit de acesta de partidă, nu trebuie mare discuție să fie ca să poți să te cerți, dacă Duhul acesta te mână. Din orice vei găsi motiv de ceartă. Așa trebuie, ce l-a spune, nu, așa trebuie. Sunt oameni care atâta trebuie să arunci mânușa între ei și o oră poți să-i asculți. Vor găsi cuvintele de dispută, de ceartă între ei. Pot să fie penticostale amândoi, dar cu diferențele lor. Tot despre aceste partide, nominalizându-le, citim în Fapte 5:17. Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de pismă, au pus mâinile pe apostol și au aruncat în temnița de obște. O situație, o faptă mică a ceea ce avea să urmeze mai târziu și încă nu s-a sfârșit nici în ziua de astăzi. Ăștia au fost din partida saducheilor, spus ceilalți cred altfel decât noi. Noi suntem la putere, în temniță cu ei. Este o urmare acestor certuri de partide. Pentru că nu dispun oameni de forță, dar sunt unii care atunci certându-se în favoarea uneia sau alteia dintre partide ar băga pe ceilalți la închisoare. Bine este că e timp de libertate și nu pot să o fac. Vă aminteam și repet, în Elveția sub Zwingli n-a trecut nici 100 de ani. Când reformatorii, pe cei care nu credeau ca ei, i-au aruncat din vârful stâncilor și i-au ars, au comis aceleași greșeli, mânați de acest spirit de partidă. Tot în Faptele Apostolului, aici avem foarte frecvent aceste spirite de partidă, deja încep să născuse biserica și pe margine unor idei că este așa, că este altfel. Fapte 23:9, atunci când Pavel a fost dus în fața lor și din versetul 7, când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saducheii și adunarea s-a dezbinat. Că saducheii zic că nu e nici înviere, nici duh, nici înger, pe când fariseile mărturisesc pe amândouă. S-a făcut o mare zarvă și câțiva cărturari din partida fariseilor s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă. Deci am tratat azi împreună atât dezbinările cât și certurile de partide, că de la aceste dezbinări se nasc certurile. Noi nu găsim nicio vină în omul acesta, dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger. Și s-au dezbinat între ei. Tot Faptele Apostolilor 26:5. Dacă vor să mărturisească, eu știu de la început că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiunilor. Era cea mai îngustă, fariseii, dar era tot partidă. Ori noi, întoarcem puțin în urmă, o pagină, 24:14, chiar dacă din afară suntem văzuți ca o partidă, îți mărturisesc că slujesc Dumnezeul părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Văzuți din afară, suntem și noi ca o partidă.
Cum îmi spunea un frate pe Ion Ceaușescu, în timp când a fost să angajeze într-un loc, i-a zis cineva, ești sectant? Și l-a spus, eu nu sunt sectant, eu fac parte într-un cult recunoscut. Deci noi din afară suntem văzuți ca și o partidă, dar ne vom manifesta ca și celelalte partide. Am găsit în Biblie că și ucenicii au făcut ce făceau saducheii, cărturarii și farisei? Nici într-un caz. Numai trist este că uneori aceste partide s-au menținut și în biserică, deschideți la Fapte 15, când duhul acesta de partidă nu te-a părăsit dacă te-ai pocăit, o să rămâi un sectar și mai departe, un partizan, 15:5. Atunci unii din partida fariseilor, care crezuseră, acum vă întreb, ce erau ăștia, ucenici sau farisei? Ei erau botezați, dar erau tot farisei. Ei crezuseră, dar nu crezuseră tot ceea ce trebuie să creadă. S-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să tăiate împrejur, să le seară să păzească legea lui Moise. Deci ei în biserică formaseră tot o partidă a fariseilor. Și între apostoli a existat o asemenea luptă până a fi ei născuți din nou. Deschideți la Luca 22:24, când au discutat pe drum. Spuneam că una dintre formele de manifestare a certurilor de partide sunt scaunele. Între apostoli s-a iscat și o ceartă, care să știe care din ei avea să fie socotit cel mai... Știți cum ar suna aceasta în completare la ce am spus până acum? Înainte de alegeri, în biserică au început să certe. Unii al lui Apollo, altuia al lui Pavel, dar și în comitet au început să certe care dintre noi să fie cel mai mare. Nu doar poporul, care dintre ei să fie cel mai mare. Spunea un frate că a avut o vedenie, mergea la biserică și era zi de alegeri la ei. L-a lovit așa din fugă satana pe o tangențial cu un scaun. Era cu mai multe scaune în spate. A fugit către biserică și fratele n-a ajuns la biserică, fugea înapoi. Un înger demonic. Și l-a întrebat, dar ce faci? Ce, am dus scaune ca sunt alegeri, dar n-ajung, mă duc să mai aduc. Unele aceste scaune ale diavolului care ni le sugerează să stăm pe ele. Dar haideți să n-aibă trecere cu marfa lui la noi. Amin? Un alt exemplu, în biserica din Corint, epistola 1 Corintenilor, capitolul 1, versetul 11, căci fraților, am aflat despre voi, dacă îți dezbinări să află și să duce vestea, dea Domnul să nu se ducă nicio veste rea. Căci fraților, am aflat despre voi de la Alcloi, că între voi sunt certuri, sunt dezbinări. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel și eu al lui Apollo și al lui Chifa și al lui Hristos. Și oamenii încep cu aceste dezbinări de la lucruri banale. Într-o biserică erau mai mulți slujitori. Și când aducea câte o familie copilul la binecuvântare, exista o regulă nescrisă la slujitorul la care dădea certificatul de naștere, ăla vroia să-i facă binecuvântarea. Dacă nu face, ăla nu era bine. Acum, aș admite și eu ceva preferințe la mărturisiri, că vrei unul mai în vârstă sau că știu eu. Dar când este vorba de o slujbă, când este vorba de o ungere, când este vorba de... Știu eu, toate celelalte lucruri, dacă deja încep să ai preferințe, este un sâmbure acestor partide. Dacă noi avem preferințe, s-ar putea să aibă și Dumnezeu preferințe și să prefere pe un altul, dacă și noi nu preferăm pe acesta și preferăm pe un altul. Dar uitați cum rezolvă Pavel această problemă a dezbinărilor. Pagina următoare, capitolul 3, versetul 1. Că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. Vă amintesc din Vechiul Testament când niște oameni au trimis lui Saul o veste. Vino că David e printre noi. Știți ce le-a spus el? Dumnezeu să vă binecuvânteze că aveți milă de mine. Așa putea să descrie și Pavel. Mă bucur. Voi știți? Petru n-are școală. Apollo? Păi eu predicam când el nici nu era botezat de Domnul. Putea să spună, bine v-ați orientat la mine. Dar ce spune el? Pare rău, nu pot să vorbesc cu voi. Voi de asta aveți în cap. Dar ci eu sau Petru am murit pentru voi. A trebuit să vorbesc ca unor oameni lumești. Deci când ei puneau problema așa sectar ca în lume, Pavel începe iară să le dea lapte. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, că nu le putea suferi și nici chiar acum nu le puteți suferi. Pentru că tot lumești sunteți. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel? Cine este Apollo? Nici slujitorul Dumnezeu prin care a crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo au dat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Dacă ești un astfel de om, dar nu-i fi mai mare ca Pavel, că e marele apostol al neamurilor, și vin oamenii la tine și îți mânați de acest duh, ce o să le răspunzi? O să le răspunzi ca și Saul, despre care am citit în 1 Samuel 18, că deja avea acel duh de partidă pe el.
Bine ziceți, nu David, eu. Și gândul era exact invers. Dar Pavel ar fi avut motive să spună, dar nu le-a acceptat. Și a reușit să mulțumească pentru un lucru, spune el în prima sa epistolă 1 cu 14. După ce în 13 spune, Hristos a fost împărțit, Pavel a fost răstignit și el, referitor la acele acte de cult, nu s-a băgat prea tare și a spus, mulțumesc Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul afară de Crisp și Gaiu, dar știu, au fost oameni, cum trebuie. Pentru ca nimeni să nu poată spune că a fost botezat în numele meu. Da, am mai botezat și în casa lui Ștefan, încolo nu mai știu să fi botezat pe altcineva. Deci, nu le-a băgat apă pe moară. Mă vor pe mine și trebuie eu să mă duc. Mă vreți numai pe mine, atunci, dacă neapărat mă vreți pe mine, eu cred că Domnul vrea pe Petru. Deci, chemați pe Petru. I-a stopat, a stârpit din fașă și categoric acest spirit de partidă. Dar poate noi nu întotdeauna avem această înțelepciune. Și în familie facem o paranteză aici, o divagație. Acceptă părinții uneori să-i dezbine copiii. Dar în final, o casă dezbinată poate să dăinuiască? Nu poate. O biserică dezbinată poate? Nu poate. Dacă erau toți uniți capii și toți uniți biserica, turma unită, spune un proverb african, obligă leu să doarme flământ. Dar turma împărțită îi va da diavolului o hrană îmbelșugată. Avem acum, în continuare, alt tip de dezbinări. Pentru că, desigur, unii care au spirit de partidă, deja au găsit acele versete și vrem să le citim și noi, numai să le interpretăm corect. În Roman, capitolul 16, versetul 17 și 18, citim. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburări împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. În primul rând, să ne ferim de cei care de fac dezbinare împotriva binelui și vor să aducă o altă partidă, o altă stare de fapt mai păcătoasă, mai firească. Depărtați-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, ci pântecelui lor. Să adăugăm mai multe versete după care vom putea să tragem o concluzie. Tit 3:10. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Care este a întâia și a doua mustrare? Hai să le citim din Matei. Matei 18, de la 15 verset. Dacă fratele tău păcătuiește, mustră între tine și el, mai ia încă doi și dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. A treia aparține deja bisericii, nu-ți mai aparține ție. Și dacă n-ascultă nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Și exact aceeași expresie o avem aici în Tit. Uitați ce spune versetul 11. Că știm că un astfel de om este un om stricat și păcătuiește de la sine, fiind osândit. Unul care este predispus la dezbinări, trebuie să te departi de el. Să nu-i ții companie, să nu fii cel care îi accepți ideile. 2 Tesaloniceni 3, cu 14. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi, în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legătură cu el ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, așa am citit și în Matei, ci să-l mustrați ca pe un frate. Trebuie mustrat, dacă nu poți, te departi, dar în niciun caz să nu faci casă comună cu el. Și fapte 28:22. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. Din afară suntem văzuți ca o partidă și la lucrurile stricte, la o sfințenie cerută de Dumnezeu deasupra sfințeniei și neprihănirii fariseilor, se vor evi discuții. Atunci, să nu uităm ceea ce spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Luca 12, versetul 51 la 53. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare. Numai să vedem ce fel de dezbinare. Căci de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva a doi și doi împotriva a trei. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva norii și nora împotriva soacrei, toate variantele posibile. Acum mă întreb, într-o casă se pocăiește soțul. Cine va fi dezbinat? Soțul împotriva soției, dacă soțul este pocăit, sau soția împotriva soțului? Este clar că soția va fi dezbinată împotriva soțului. Că am citit în Roman 16:17, împotriva învățăturii. Deci Domnul Iisus nu că aduce el dezbinare, dar din start, noi trecând în altă tabără, ne-am dezbinat de către ei. Și atunci există această situație de dezbinare. Și adăugăm 1 Ioan 3:8. Căci Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Dezbinarea produsă de pocăință, de întoarcerea cuiva la Dumnezeu, să nu o confundăm cu dezbinarea împotriva binelui, cu dezbinarea dintre rău și rău. Adăugăm și 2 Ioan
10:11, dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă, să nu-i ziceți bun, bun venit, căci cine zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. Deci se naște acea problemă de atunci să fiu părtaș și cu alții ca să nu ne dezbinăm. Vom fi dezbinați. Domnul Iisus a dus această dezbinare și spune Pavel în 1 Corinteni 11, mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte eu cred că trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Într-o biserică spirituală, cei firești se vor dezbina și vor face partida aparte. Iar într-o biserică firească, dacă sunt câțiva oameni duhovnicești, ei vor face o partidă aparte. Dar nu cei firești. Cei firești se dezbină de către ceilalți, dar cei spirituali ei nu sunt pentru dezbinare. Pentru că, uitați, citim în Filipeni, capitolul 3, cu 15. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți, care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu va lumina. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel. Cel firex va spune, până ajung și eu de părerea ta, umbli și tu ca mine, firez, nu? În lucrurile la care suntem de aceeași părere, umblăm la fel. Și dacă tu te dezbini, te separi de mine și faci altfel, eu mă depar de tine, nu am ce să face. Deci noi ne depărtăm doar de cel ce se dezbină împotriva învățăturii sănătoase. Nu de cel care trăiește și el neprihănirea. Dar întrucât atârnă de noi, citim și un alt verset, în Roman, capitolul 12, versetul 18, dacă este cu putință. Deci dacă se poate, întrucât atârnă de voi trăiți în pace cu toți oamenii. Domnul Iisus mânca cu vamii și cu păcătoșii, dar el avea puterea să nu fie corupt de ei. Dar dacă vamii și păcătoși se deau la hoții, atunci Domnul era cu ei? Atunci urgent se depărta de ei. Dar farisei erau dezbinați împotriva lui, împotriva învățăturii sănătoase. Să nu facem această confuzie, ci să le dezlegăm pe una de cealaltă. Citim și Fapte 19 cu 9. Citim și 8 să înțelegem mai clar. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă. Pavel nu a fost pentru dezbinare. A intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce îl ascultau prin faptul că Pavel propovădea o învățătură diferită față de ce avea ei acolo. Asta este dezbinare în sens de fapt a firii pământești? El vrea să-i deslipească de către lumea rea, să-i aducă la Dumnezeu. Aceasta nu este dezbinare. Dar versetul 9, dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului, aceștia erau dezbinători. Înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenicii de ei și a învățat fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Orice reformă, inclusiv Domnul a încercat să o facă în sânul poporului, în sânul religiei existente, dar ei se dezbină prin faptul că sunt împotriva învățăturii sănătoase. Amintiți-vă și acel verset din numărul 16 la care am făcut referință, versetul 21, ce a spus Moise celorlalți? Depărtați-vă de locuința acestor oameni. Dezbinătorii erau ei, numai când cineva nu vrea să se îndrepte, atunci trebuie să ne depărtăm de acești dezbinători. Dacă ne-ar fi lăsat acolo să ne pocăim, ne puteam pocăi acolo, numai că și-au spus Moise, când Faraon ne-a propus, aduce jertfe aici în țară, nu putem, suntem o urăciune pentru egipteni. Și cum ar putea cineva pocăi să stea în biserica ortodoxă? Păi, sunt situații de nunți, de toate celelalte împrejurări, mersul la biserică, în care el nu va putea să se desfășoare și atunci este normal să se departe, dar nu este pentru dezbinare. Și întrucât atârnă de el, iar atrage pe toți cu pace spre adevăr și spre neprihănire. Haideți să concluzionăm, deschizând la 1 Corinteni 12. Este vorba de trup aici, de biserică. În biserică, în adevărații membri al trupului Hristos, 1 Corinteni 12 cu 25, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup și mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. În trupul uman, într-un trup normal, sănătos, există vreo dezbinare? Se bat vreodată pumnii? Așa că omul își freacă mâinile ca să se încălzească eventual. În trup nu există dezbinare. Deci când suntem călăuziți de același duh, ce spune versetul 13? Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim un singur trup. Există dezbinare în trup și omul se maltratează pe sine atunci când omul nu este întreg la minte, când este un teatru de lupte în mintea lui, când este posedat de demoni. Dar o biserică nu poate fi dezbinată. Este reprezentată prin trup.
în adunare e drept. Întoarcem o pagină în urmă. Sunt, mai bine sunt adunătură de oameni, cum zice în Vechiul Testament, versul 19. Căci trebuie să fie și partide între voi. Pentru că existau și firești și duhovnicești. Și cu cei firești era problema din Galateni. Galateni, capitolul 4, versul 29 și 30. Căci cum s-a întâmplat atunci între Isaac și Ismael, că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse în chip duhovnicesc, așa se întâmplă și acum. De unde sunt dezbinările? Din faptul că în biserică sunt pătrunși oameni firești, nenăscuți din nou, sau unii au fost botezați și în apă și de Domnul, dar între timp au devenit firești și atunci au alte pofte, alte gusturi, au alte viziuni. Dezbinarea este dată de doi capi, am citit în Proverbe, sau mai bine spus, dată de două duhuri. Când există Duhul Dumnezeu în biserică și unii sunt animați, sunt influențați, ca să nu zic posedați de un alt duh, ei vor avea altă viziune, altă părere, acea opoziție din biserică, la care o numim noi uneori. Sunt unii care întotdeauna ei sunt împotrivă. Ei formează opinie diferită, separată. Versul 30, dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, că și fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. Cei care se vor a fi despărțiți de adevăr și de biserică, într-adevăr nici nu vor moșteni cu biserica și cu adevărul. Dar noi asta dorim, să rămânem pe din afară. Doamne, păzește-ne de așa ceva. 1 Ioan 1:3. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi, și părtășia noastră e cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. În biserică ar trebui să existe o părtășie, auziți la ce nivel. În Corinteni ne auziți bine, unul cu Pavel, unul cu Apollo, și deschideți la 1 Corinteni 1:10. Cum vroia Pavel să arate biserica? Cum ar trebui să fie? 1 Corinteni 1:10. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Asta e motivația lui pentru noi. Să aveți toți același fel de vorbire. Să n-aveți dezbinări între voi și să fiți uniți în chip desăvârșit. Nu numai că să nu fim dezbinați așa să ne boicotăm când e la învonul din tabăra adversă, mă pui și citesc în Biblie sau ies afară sau nu mă duc la biserică. Deci nu numai că să n-avem dezbinări vizibile cu cap separați, dar nici să n-avem dezbinări chiar din astea sensibile, ușoare. Și trebuie să fim uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Ce unitate vrea Dumnezeu în biserică? Unitate până la nivelul gândurilor și al simțirii. Doamne, dă-ne aceasta. Dacă așa ceva va fi în biserică, și nu e un lucru greu ce cere aici, dacă unor oameni dezbinați le cere aceasta, n-ar fi putut să ajungă ei? Bă, dar ar fi putut. Și atunci, amintiți-vă, întoarcem puțin în urmă, cum era biserica primară și Duhul Domnului era peste ei, ce minuni și semne se făceau și ce propășire a lucrării. 1:14, fapte. Toți aceștia, auziți, fără excepție, stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Cu un singur cuget și un cuget curat. Și peste acea unitate desăvârșită a turnat Dumnezeu toate harurile pe care noi le știm în fapte. Reamintesc Iacov 4. Cerem și nu avem. De ce? Pentru că între noi sunt lupte, dezbinări și de aceea nu avem și nu câștigăm. Cum ar fi câștigat Israel țara Canaan dacă fiecare seminție s-ar fi dus în parte? Seminția lui Ruben așa, lui Iuda așa, câștigau ei? Se băteau unii cu alții. Și rezultatul care ar fi fost? Divide și stăpânește. Alții se stăpânească pe ei, bineînțeles. Și ne întoarcem la 1 Ioan capitolul 1, ca să ne putem verifica puțin fiecare dintre noi. Versetul 6 și 7 tratează părtășia noastră pe verticală cu Dumnezeu și pe orizontală cu semeni, cu frații. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, adică dacă nu trăim, mințim. Și versetul 7, dacă umblăm în lumină, deci dacă ești pocăit, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Slăvit să fie El. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.